ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Tot război, tot refugiați, tot scumpiri, tot felul de lucruri, plafonări de prețuri, fără să ni se spună exact impactul pe care va exista în spatele plafonărilor, tot felul de lucruri care ne stresează și ne fac să trăim într-o presiune continuă. Dincolo însă de ceea ce se vede la televizor, pe rețele de socializare, se pare că niște oameni extrem de bine dotați din punctul acesta de vedere încearcă și probabil și reușesc, am și o nevoie de telefon, probabil și reușesc să pună la punct un plan prin care să ne readucem aminte de zicalele din vechea perioadă stalinistă-comunistă, cum doriți dumneavoastră. Era pe vremea aceea o zicală: cine gură mare are, va tăia 3 ani la sare. Acum, chestia aia era făcută și dintr-o rațiune economică. Aveau nevoie de muncitori în minele de sare. Acum nu știm de ce mai au nevoie, dar, încet, încet, reapare cenzura, frumos îmbrăcată, înmănușată, așa frumos cu mănuși, dar la fel de dură, dacă nu și mai dură. Și vreau să vă dau doar 2 exemple astăzi, pentru că încet, încet ajungi la punctul în care spui nu se mai poate. La noi încă nu s-a ajuns ca în Rusia să vină la un program de știri cineva cu o pancardă în spate și să spună, vedeți că... Așa, dar nici departe nu mai suntem. Mai ales că nu e nevoie să vină nimeni să spună că se minte la televizor. Știm cu toții că de foarte multe ori se minte la televizor. Și acum haideți să le luăm pe rând. Acum câteva zile a apărut, așa, din neant, prezentată de celebrul Arafat, o inițiativă de creare a unei platforme informatice care să identifice narativele propagandei proruse pe rețele sociale în contextul războiului din Ucraina. Foarte frumos, foarte bine. Cine sunt băieții ăștia care au cerut să facă așa ceva, o inițiativă extraordinar de bună? De exemplu, e bine să-i amintim aici, să rămână măcar la noi, pe undeva, prin, că nu se știe. Nicoleta Fotiade de la MediaWise, Ionuț Codreanu de la ActiveWatch, Alex Văleanu de la True Story Project. După cum vedeți, sunt niște ONG-uri neaoșe, cu nume neaoșe, strămoșești, care sugerează și locul de unde le vin mălaiul. Băieții ăștia au zis așa: domne, cităm, este o inițiativă 100% de ONG-uri. Noi am pornit această inițiativă pe fondul a ceea ce am văzut în ultimele zile trecute. Cităm, că așa scrie: isteria pastilelor cu iod, cozi la benzinării, cozi la pașapoarte. După ce am sunat la guvern și le-am spus că e importantă comunicarea strategică, le-am spus să comunice proactiv. Deci ONG-urile le-a spus guvernului să comunice proactiv. Am zis că să facem noi un instrument ca să le arătăm zilnic ce narrative, adică ce teme, au tracțiune zilnică. Ceva măsurabil, concret, pe social media. Ne oprim aici. Deci, niște băieți din societatea civilă se duc la guvern și îi spun: bă, vă spunem noi care sunt narativele propagandei ruse. Că băieții de la guvern nu le știu, ei nu au instrumente de a vedea lucrul acesta. S-o creadă mutu, nu mutu de la rapid. Crede mutu. Că dacă ar fi așa, înseamnă că nu avem guvern.
înseamnă că nu avem instituții puse să vegheze la așa ceva. Și trebuie să vină niște băieți de la MediaWise, ActiveWatch, True Story Project, ca să explice guvernului care sunt narativele. Că ea nu au băieți oameni să facă treaba asta. Și după aceea, mergem mai departe. Un domn încătărămat cu stele, adică e cu mintea până în stele, domnul Mircea Toma, pus la CNA, plantat la CNA de un partid pe care unii îl consideră neomarxist. Da? Mi se potrivește lui Mircea Toma, neo, poate și marxist. Așa. Și că ei spun așa, el spune așa, și că este o inițiativă privată, au o aplicație de inteligență artificială și recoltează din Facebook mesajele, procesează și decelează falsurile. Acest grup a cerut ajutor de la instituțiile guvernamentale să-i alimenteze, și fiți atenți aici, cu cuvintele cheie care ar putea fi relevante. Deci, domnul cu rang de secretar de stat, Mircea Toma, că ăsta e rangul celor din subsecretar de stat, celor din CNA, spune că un grup de ONG-uri, printre care și unul la care el era membru fondator, a cerut guvernului să-i dea cuvintele cheie ca să poată să urmărească pe Facebook. Păi cum vine asta? Ăștia spun că au instrumentul și că le fac temele pentru guvern. Pe de altă parte vine Toma și spune: nu, domne, am cerut guvernului să ne dea cuvintele cheie, după care să poată fi urmărite aceste postări, emisiuni, etc. Și cei de la, ce mai spune domnul spune doamna Popescu? Că au spus că da, cei de la guvern, au fost deschiși să colaborăm. Și le-am cerut termen cheie pentru algoritmul nostru. Ce termen cheie să introducem? Și într-o altă publicație se pare că s-au găsit care sunt acele cuvinte cheie. Haideți să vedem. Cităm. Potrivit propunerilor transmise de guvern, combinațiile de cuvinte considerate posibilă dezinformare și propagandă rusă, deci dezinformare și propagandă rusă, înainte se vorbea doar despre ruși, având ca marker de din, deci, sunt cele care ar asocia în același text. Și acum să țineți-vă minte. Guvernul, premierul sau președintele. Cu un context de corupție ori incompetență. Adică, sau având ca marker de dezinformare expresii precum mizerie sau furtișag. Deci dacă, eu spun acum, în guvern, în sediul guvernului este mizerie. Pentru că o femeie de serviciu nu a curățat cum trebuie resturile de pahare de whisky și trabucurile fumate pe jumătate. Ceea ce ar putea să însemne corupție sau incompetență în momentul în care a fost selectată femeia de serviciu. Deci am folosit cuvintele acelea. Înseamnă că celebrii ONG-ști, watch-iști, watch-iști, n-am spus altceva, la watch, da? Monitorizează și te trec pe o listă. Pentru că ai folosit cuvintele astea. Alți markeri ai dezinformării propuși, așa spune aici, de guvern, sunt lipsa consensului, tradiții, spiritualitate, extindere, rețineți, dacă sunt asociați după caz, unor subiecți, precum NATO, România, Bruxelles, Ursula. Ursula. Stoltenberg, Joana și alții. Păi ia să spunem așa. Organizația NATO nu se înscrie în tradițiile poporului român. Am spus o minciună, am dezinformat,
Sau să spunem că domnul Stoltenberg și domnul Joana nu sunt un exemplu de spiritualitate, nici nu știu de care, nu sunt un exemplu de spiritualitate ortodoxă, catolică. Sau Stoltenberg și Joana sunt mai spirituali decât Ursula. Vom fi monitorizați. Este o joacă cu democrația a unor băieți care testează, care se joacă. Eu tare aș fi curios cine a fost cel care a pornit isteria cu benzina în România. Că dacă am merge acolo, s-ar putea să avem o surpriză. Ca toate aceste mici isterii pregătite pe dezinformare să fi fost, de fapt, pregătirea pentru așa ceva. Dacă tot facem, analize. Primesc acum un mesaj că dacă vorbești despre Ivan Turbin că dezinformezi, păi da, acum na, știți cum e, citești povestea lui Ivan Turbincă și spui Vodki, Kazacioc, da? Nu mai mergem mai departe. Turbinca în sine, mi se sugerează sacul șpăgii fără fund. Da, probabil. Dezinformăm și așa. Mi se spune că și CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului, așa se cheamă oficial, eu i-aș spune Comisia Națională Anti-Televiziuni Libere. Da, e altă poveste. Mă rog. Deci, CNA-ul apare și el în acest grup, cică. Pentru că ar fi Mircea Toma acolo. Și spune el, am anunțat la CNA despre inițiativă și au spus că ar fi bucuros să primim zilnic o listă cu temele care fac furor pe internet. E o inițiativă bună care a pus în alertă generatorii de minciuni. Deci domnul Mircea Toma, altfel un om inteligent în meseria lui, își permite să facă mincinoși oamenii care au păreri și care pot să folosească aceste cuvinte într-un alt context decât cel al dezinformării și propagandei ruse. Am mai văzut încercări de genul ăsta, de băgat pumnul în gură. Nu numai a presie aici, oameni buni, nu vă gândiți, eu nu vorbesc aici despre presă. Numai. Vorbesc despre toți cei care acum se simt liberi și fericiți postând pe conturile de socializare. Recent, un site care vindea jucării a fost trecut pe lista neagră a acestor indivizi dobitoci, democrați. Nu va fi foarte ușor pentru nimeni dacă aceste inițiative merg înainte. O altă inițiativă care are cam aceleași origini. Și că e un mare scandal în Parlament acum pentru că a apărut nici nu știu dacă e hotărâre de guvern sau lege, un amendament la o lege, da? În care se spune că trebuie incriminată instigarea la ură pe criterii politice cu pedeapsă până la 3 ani de închisoare.
Deci, instigarea la ură pe criterii politice. Nu ni se spune cum se face instigarea asta la ură pe criterii politice. Ce înseamnă ea? Înseamnă ciuma roșie? Se folosește expresia ciuma roșie, pentru că dacă spui ciuma roșie, păi tată, de ciumă te aperi cum poți? Nu uitați că după ciumă îți dădea foc la cadavre. Sau lepra galbenă? Sau îi faci pe unii neomarxiști, cu tot ce înseamnă marxismul în România, cu crime, cu tot ce este, sau îi faci pe unii extremiști, cu tot ce înseamnă extremismul în România, sau ce se crede că înseamnă extremismul în România. Cum e? Pentru cine e asta? Că nu pare a fi pentru politicieni. Că ei se scuipă la televizor și beau șprițuri la Bolta Rece, cum era la Iași. Ieșeau doi la televizor, unul de la PSD și ce-o mai fi fost la vremea aia, se înjurau, se făceau și după ce ieșeau din emisiune, mergeau la Bolta Rece și beau până dimineața împreună. Deci nu este pentru politicieni chestia asta, decât pentru ăia care nu achiesează în totalitate la înțelegeri. Da, achiesează tot, stați cu minți. Pentru cine este asta? Nu cumva este pentru cei care ar îndrăzni să scrie că, de exemplu, într-un județ, un grup format din oameni al aceluiași partid a pus mâna pe bugetul unei instituții, al unui oraș, al unui județ, al unei comune. Prin extensie poate fi considerată îndemn la ură. Puneți această inițiativă cu cealaltă dinainte, uniți-le și vedeți ce tablou reiese. Pentru că să nu credeți că dacă se oprește războiul în Ucraina, prima inițiativă aceea cu monitorizarea se va opri. Nu! Pentru că ai inteligența artificială și poți spune orice cuvinte vrei tu acolo. Și găsești ce vrei tu. Adică, ce fac băieții ăștia? Cam ceea ce fac, de ce erau acuzați cei de la Facebook, că creau niște profile, știți? Ei ce fac? Creează profile de publicații, de oameni, de persoane publice, pe care le pot folosi după aceea. Acesta este marele pericol, nu pentru democrație, că democrație nu mai avem de mult în adevăratul sens al cuvântului, ci pentru ceea ce au mai rămas din libertatea de exprimare. Ăsta este pericolul. O să spuneți că exagerez. Nu exagerez deloc. Pot să vă dau sute de exemple în sprijinul a ceea ce spun eu acum. Dar au trecut deja 20 de minute de emisiune, am vorbit mult prea grav și mult prea pătruns de această idee, așa că aș vrea să ne înveselim un pic la final. Îmi pare rău, dar cred că pot să fac și eu, dacă domnul Bogdan Călian, regizorul de emisie al acestei transmisii, se cuplează la calculatorul meu. Te poți cupla, domnul Bogdan? Nu te aud. Nu te aud nici oamenii de aici. Acum pun o cameră pe tine. Deci, o să vă arăt o fotografie de pe rețeaua de socializare, te rog să o faci mare, a unui deputat de Neamț, domnul Ciprian Șerban, care este, dacă nu mă înșel, și ceva cu funcție mare la Parlament, vicepreședinte sau ceva de genul acesta. Avem o imagine în care apar trei fotografii, practic. Prima dintre ele
Ionel Arsene cu șapcă și un cățel cu, cum se cheamă, curelușă din aceea antipurici, deci coțelul se protejează, și după aceea un afiș al Consiliului Județean Neamț, instituție publică, pet friendly, nu știu cum se citește, recunosc, animalul tău de companie este binevenit în instituția noastră. Și apare un cățel îmbrăcat într-o haină specifică, dacă observați, culoarea seamănă cu culoarea cu care este îmbrăcat și președintele nostru de județ. Bun. Și urmează textul. Animalele de companie sunt binevenite la sediul Consiliului Județean Neamț. Toți cei care ajungeți la sediul instituției noastre, având diverse probleme administrative care pot fi rezolvate de angajații Consiliului Județean și decideți acasă animăluțe care ar suferi din lipsa voastră, puteți veni împreună. Începând de astăzi, Consiliul Județean este o instituție publică prietenoasă cu animalele. Știu din proprie experiență cât suferă aceste necuvântătoare minunate când nu sunt cu stăpânii lor. Așa că vă îndemn să le faceți bucuria de a le sta alături cât mai mult. De aici începând, putem să facem mici scenarii. De exemplu, în România au început să fie persoane care au animale de companie, cât un șarpe boa. Vă dați seama ce frumos ar fi să vină cetățeanul cu șarpele boa la Consiliul Județean, în audiență la Mădălina Ciubotaru, de exemplu, sau la domnul Dragoș Chitic. Nu vorbim de domnul președinte, că dânsul are grijă să stea mai mult departe de sediul Consiliului Județean. Sau mai nou avem și oameni care cresc crocodili. Un crocodil micuț, o iguană, ceva, adus în sediul Consiliului Județean, pentru că, nu-i așa, este o instituție prietenoasă cu animalele necuvântătoare. Putem merge și cu canari. Cu papagali, nu, cu ăștia nu-i nevoie. Cu papagali. Cu, nu știu, ce-ar fi unul să-i vină ideea să-și facă în casă, să-și aducă în casă ca animal de companie un dihor. Și să te duci cu dihorul la Consiliul Județean. Da? Este o chestiune până la urmă de alegere fiecare cu dihorul lui, vorba bancului. Știi, am un dihor care doarme la picioare. Bun, și nu miroase, ci că miroase, dar s-a obișnuit. Așa și aici, știți? Putem merge și cu dihorul, că se obișnuiește aia cu dihorul. Pe de altă parte, mesajul poate fi și subliminal. Adică, cei care intrați aici, nu vorbiți. Pentru că așa place șefilor. Deci, instituția, iar termenul de animal de companie poate fi extins. La nesfârșit. Deci, ne oprim aici. Nu vrem să vorbim despre cei din PSD care n-au voie să vorbească. Nici măcar nu ne gândim că ar putea fi considerați necuvântătoare. Nu știm dacă sunt primiți sau nu sunt primiți singuri în Consiliul Județean, trebuie să meargă însoțiți. Dar una peste alta, să fim bucuroși că avem o instituție prietenoasă cu necuvântătoarele. Cele bune, oameni buni. La revedere, numai bine.